Salam. Ca în fiecare an și în acest an, în ajun de Moș Nicolae, am dat drumul tramvaiului Moș Crăciun. Sper ca copiii școlari, preșcolari să se bucure de acest eveniment. El va circula în fiecare zi, de la orele 16 până orele 19 și moșul va fi, sperăm noi, destul de darnic cu cei care vor veni, copiii mai mici sau mai mari, soțiți de părinți, de bunici, trebuie să fie o bucurie ca în fiecare an pentru moșele cele de astăzi. Să te răspui la copii, copii frumoși, o poezie la moș și aici am un cadou. Cadou. Să aibă doar bilete copiii, nu are bilete. Nu, acum deci copiii de data asta în acest tramvai se circulă fără bilet, copiii au acces, fără bilet, e pentru copiii normal, e un cadou de sărbători, e altceva pe cealaltă mijloace transport, aici circulația este gratuită pentru copiile, pentru copii. E o tradiție și la da, a devenit acum de câțiva ani, acest eveniment e o tradiție și sperăm să o îndătățim de la un an la altul. Din experiență învățăm în fiecare an. Nu, moșule, așa este.